Mulțumim mult, doamnă Elena Rotaru, pentru acest cuvânt de suflet. Noi vă împărtășim bucuria pe care am avut-o la parohia pe Copeții Noi, primăvară în noi, când am avut asemenea seară întâlnirea, deci întoarcerea din Chelăbunia, este foarte important pentru studenții teologi să cunoască cine a fost Mintele Horia și ideea noastră este de a pune în lumină aceste chipuri extraordinare cum a fost și Sergiu duminica trecută. Am evocat personalitatea lui Sergiu Grosu, soțul Nicoletei Valeria Grosu, cea care a scris Binecuvântată fiind închisoare, sunt tot în limba franceză. Și Mintele Horia și de asemenea personalități, îi spuneam domnului Marinan, care se exagerează, este un tezaur, ce mare da să ai un interviu cu Mintele Horia și ce mare da în același timp să te împărtășești de mărturii celor care l-au cunoscut. Oameni de cultură francez, spaniol sau din America de Sud. Așadar, îi mulțumim doamnei Marilena pentru toate aceste întâlniri și în același timp nu evocări, ci mai mult am spus și tinerilor teologi care m-au întrebat de ce Mintele Horia anamneze duhovnicești, aducerea minte duhovnicești, pentru că Mintele Horia a pus la întâlnirea tuturor credința în Mântuitorul Iisus Hristos, credința în Dumnezeu. Și așa cum spuneam, Dumnezeu s-a născut în exil, este o lecție pentru românii care astăzi, foarte mulți, 4-5 milioane sunt în străinătate și care regăsesc pe Dumnezeu și se întorc într-un fel acasă prin credință. Vom viziona în continuare filmul doamnei care de la Rotaru, Întoarcerea din Mintele Horia, am vrea să scrieți în mine.